Daniel, uimitoare și înspăimântătoare carte a Bibliei. Biblia este o carte plină de adevăruri prețioase, dar în același timp plină de mister. Biblia ne descoperă o profeție uimitoare pentru timpul nostru prevăzut în urmă cu 2500 de ani. Dar ceea ce mă emoționează este faptul că această profeție a ajuns aproape de împlinirea ei finală. În timp ce trăim vremurile premergătoare ale Apocalipsei, totuși prea puțin din populația globului conștientizează pericolul care se apropie. Întrucât trăim ultimele momente ale istoriei acestui pământ, atenția noastră ar trebui să fie îndreptată mai mult ca oricând spre ultima profeție a Bibliei. Viața noastră va depinde de înțelegerea acestor lucruri. Așadar, haideți să descoperim împreună ce vrea să ne transmită Biblia pentru generația noastră, pentru ultima generație de oameni. Daniel a fost scris în secolul al VI-lea înainte de Hristos. Când ne întoarcem la al doilea capitol al acestei cărți apocaliptice, ne regăsim în curtea Babilonului antic. Marele rege Nebucanețar a invadat Iuda și a luat captiv pe Daniel și prietenii săi cu intenția de a educa în sistemul babilonian. Capitolul începe când regele este tulburat de un coșmar uimitor. Nebucanețar știa că acesta nu era un vis obișnuit. Pentru că nu-și amintea acel vis înfricoșător, el a dat o poruncă ca toți înțelepții, vrăjitorii, cititorii în stele, descântătorii și haldeienii să-i dezvăluie regelui atât visul său, cât și interpretarea sa. Biblia spune: am visat un vis, Duhul îmi este tulburat și aș vrea să știu visul acela. Mi-a scăpat din minte acel vis. Dacă nu veți face cunoscute visul și tâlcuirea lui, veți fi făcuți bucăți și casele voastre vor fi prefăcute într-un morman de murdării. Dar înțelepții au răspuns: nu este nimeni pe pământ care să poată spune ce cere împăratul, afară de zei, a căror locuință nu este printre muritori. Acești bărbați au știut că doar o putere divină putea de fapt să dezvăluie necunoscutul. În furia sa, regele anunță apoi ca toți înțelepții Babilonului să fie uciși. În timp ce înțelepții erau omorâți, acest mesaj a ajuns rapid la Daniel și prietenii săi evrei care se închinau Dumnezeului Bibliei. În loc să se panicheze, Daniel a cerut cu cam ceva timp ca să se alăture prietenului în rugăciune, căutând o înțelegere a viziunii regelui. După ce s-au rugat, Dumnezeu a descoperit lui Daniel taina într-o vedenie în timpul nopții și Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor. Rugăciunea sa este descoperită în Daniel 2:2-23. Biblia spune: binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu, din veșnicie în veșnicie. Ale lui sunt înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El descoperă ce este adânc și ascuns. El știe ce este în întuneric și la el locuiește lumina. Pe tine, Dumnezeu, părinților mei, te slăvesc și te laud, că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut noi, căci ne-ai descoperit taina împăratului. Daniel a cerut ca înțelepții Babilonului să nu mai fie omorât și să fie dus rapid înaintea împăratului. Împăratul l-a întrebat cu nerăbdare pe Daniel dacă îi poate oferi visul și tâlcuirea lui. Daniel răspunde cu o mare înțelepciune. Biblia spune: ce cere împăratul este o taină pe care înțelepții, cititorii în stele, vrăjitorii și ghicitorii nu sunt în stare să o descopere împăratului, dar este în ceruri. Un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nebucanețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Aici, Daniel a dat tot creditul lui Dumnezeu. El de asemenea arată diferența dintre adevăratul Dumnezeu al Bibliei și religiile false care pretind
că știu adevărul. Daniel acum îi descoperă visul. Tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acela era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Capul chipului acestuia era de aur curat, pieptul și brațele îi erau de argint, pântecele și coapsele erau de aramă. Fluierele picioarelor de fier, picioarele parte de fier și parte de lut. Tu te uitai la el și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini. A izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. În acest moment, împăratul uluit a fost foarte sigur că acesta a fost visul. Stătea la marginea scaunului, ascultând solemn fiecare cuvânt. Acum îi vom spune și tâlcuirea înaintea împăratului. Tu, împărate, ești împăratul împăraților, căci Dumnezeul cerurilor ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. Tu ești capul de aur. Daniel îl identifică în mod clar pe regele Nebucanețar și regatul său puternic în anul 606-539 înainte de Hristos, drept capul de aur reprezentat în acest vis. Aurul este un simbol al Babilonului, întrucât bogăția și măreția erau de neegalat în lumea veche. Spre marea consternare a împăratului, împărăția sa nu va rămâne pentru totdeauna. Daniel spune: după tine se va ridica o altă împărăție, mai neînsemnată decât a ta. Cartea de istorie arată clar faptul că Babilonul a fost depășit. Imperiul Medo-Persan în 539-331 înainte de Hristos a devenit următoarea putere mondială. Biblia identifică această împărăție pe nume în capitolul 8:20. Armata persană, condusă de Cirus cel Mare, a cucerit Babilonul în 539 înainte de Hristos. Argintul a fost metalul care a reprezentat această împărăție inferioară Babilonului. Au folosit argintul ca monedă primară, monetară. Daniel continuă să dezvăluie cu încredere sensul visului descriind cel de-al treilea metal. Biblia spune: apoi va urma o a treia împărăție, care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul. Istoricii sunt întru totul de acord că următorul regat, condus de Alexandru cel Mare, nu este altul decât împărăția Greciei în anul 331-168 înainte de Hristos. Biblia descoperă din nou cu claritate și această împărăție pe nume cu secole înainte să se ridice la putere în capitolul 8:21, ca fiind următorul imperiu care avea să cucerească Medo-Persia. Daniel se adresează în continuare picioarelor de fier. Va fi o a patra împărăție, tare ca fierul. După cum fierul sfărâmă și rupe totul, și ea va sfărâma și va rupe totul, ca fierul care face totul, bucăți. Nu s-a putut oferi o descriere mai potrivită pentru următorul imperiu, puternicul Imperiu Roman, în 168-476 înainte și după Hristos. Cunoscută pentru armata lor dominante și puterea brutală, Romei i s-a dat porecla potrivită, monarhie de fier. Acest imperiu descris în Noul Testament al Bibliei a guvernat în timpul lui Hristos. Soldații romani l-au obișnuit pe Iisus cu un fier numit pisică cu nouă cozi. Au introdus cuie de fier în mâinile lui nevinovate și l-au străpuns cu o suliță de fier. Până acum, Dumnezeu a dezvăluit creșterea și căderea patru imperii mondiale puternice. Cartea de istorie confirmă cu acuratețe această uimitoare profeție a Bibliei. Dar Daniel nu a terminat. El a continuat să descrie această imagine înfricoșătoare cu detalii incredibile. Dezvăluie semnificația lor istorică. Și, după cum ai văzut picioarele și degetele picioarelor, parte de lut de olar și parte de fier, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită. Dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai așa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Și, după cum degetele de la picioare erau parte de fier și parte de lut, tot așa și împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte plăpândă. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul,
înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Istoria afirmă că relatarea Bibliei despre Roma nu a fost de un singur imperiu dominant, ci a fost divizat în secțiuni. Aceste secțiuni reprezintă ceea ce noi știm astăzi drept Europa modernă. Uimitor, Daniel dezvăluie că aceste națiuni nu se vor lipi sau uni niciodată într-un singur regat dominant. Incredibil, dar istoria descoperă că și această parte foarte detaliată a profeției este exactă și că Biblia este adevărată. Biblia prezice că aceste națiuni nu se vor uni niciodată. Charlemagne a încercat să unească Europa și a eșuat. Napoleon a încercat să unească Europa și a eșuat. Hitler, în ciuda faptului că a controlat majoritatea continentului la un moment dat și a fost pregătit să preia controlul unind Europa, a eșuat. În timpul nostru se încearcă din nou această realizare, dar va fi ultima, deoarece profeția Bibliei ne descoperă că această unire sub împărăția Anticristului va încheia istoria acestei lumi. Discutăm de un interes european. Și eu nu mă feresc să spun că va trebui să avem curajul să spunem națiunilor noastre că soluția corectă este realizarea Statelor Unite ale Europei. După descoperirea acestui vis misterios, împăratul Nebucadnețar a căzut cu fața la pământ și s-a închinat înaintea lui Daniel și a zis: cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul împăraților și El descoperă tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta. Dar Daniel nu se oprește aici. În capitolul 7, el vede fiecare împărăție reprezentată și printr-un animal misterios. Biblia spune: după aceea m-am uitat în vedenile mele de noapte și iată că era a patra fiară, nespus de grozav, de înspăimântătoare și de puternică. Avea niște dinți mari de fier, mâncat, fărâma și călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea 10 coarne. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor și dinaintea acestui corn au fost mulse 3 dintre cele din tâi coarne. Și cornul acesta avea niște ochi ca ochii de om și o gură care vorbea cu trufie. În profeție, Dumnezeu folosește fiarele pentru a simboliza națiuni. Imperiul Roman, cea de-a patra împărăție, este reprezentată de un monstru oribil cu dinți de fier și 10 coarne. Cele 10 coarne sau cele 10 degete de la picioarele chipului reprezintă cele 10 regate în care s-a împărțit Imperiul Păgân Roman în cele din urmă. 7 din aceste 10 triburi s-au dezvoltat în țări ale Europei Occidentale, iar 3 au fost dezrădăcinate și distruse de cornul cel mic, Vandalii, Heruli și Ostrogoții. Daniel ne descoperă că din cele 10 coarne care reprezintă Europa, iese un alt corn nespus de grozav. Biblia ne descoperă că acest corn va fi ultima și cea mai puternică împărăție mondială. Împărăția Anticristului și noua sa ordine mondială. Toți reformatorii au demonstrat că Anticristul, cornul cel mic, reprezintă papalitatea. Istoricii pot demonstra cu ușurință acest lucru. Chiar dacă unora s-ar putea să le separe dureroase aceste adevăruri din cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fim suficient de sinceri să le acceptăm așa cum le descoperă El. Profeția ne descoperă corul cel mic ca fiind o putere politico-religioasă. Dumnezeu ne oferă caracteristici ale acestui corn și în cartea Apocalipsa ca să fim siguri de identitatea lui. Iată câteva detalii. Papalitatea este simbolizată prin cornul cel mic din Daniel, care iese din mijlocul celor 10 coarne din Europa, prima fiară din Apocalipsa 13 și femeia care călărește o fiară din Apocalipsa 17. Femeia în profeția Bibliei este un simbol pentru biserică. Biblia spune că femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stacojiu. Era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Ținea în mână un potir de aur. Biblia ne descoperă că cele 7 capete sunt 7 munți pe care șade femeia. Se știe bine că Roma, sediul universal al papalității, este construit pe 7 dealuri sau 7 munți. 3 regate ariene nu au sprijinit papalitatea, astfel că împărații catolici au decis ca aceștia să fie distruși, Vandalii, Herulii și Ostrogoții. Majoritatea oamenilor au auzit despre noua ordine mondială, însă puțin știu ce reprezintă cu adevărat și cine propune această nouă ordine mondială.
Haideți să descoperim împreună. A new world order, a civilization of love can be achieved. May God guide us and bless us as we strive to walk together, hand in hand, and build together a world of peace. L'edificazione di nuovo ordine mondiale. Vaticanul propune o nouă ordine mondială care să scoată lumea din criză. Schimbarea ar trebui să înceapă cu înființarea unei autorități politice globale. Instituția ar putea avea ca punct de pornire Organizația Națiunilor Unite, dar scopul final ar fi ca ea să devină independentă. Uimitor, chiar și media, știrile ne arată ceea ce profeția ne descoperă că se va întâmpla în timpul nostru, în viitorul foarte apropiat, și că Biblia este adevărată. Papalitatea propune o nouă ordine mondială, iar liderii politici și religioși urmează cu loialitate agenda papalității. The time has come for the world to move in a new direction. America first. A new world order. I think the new world order is emerging. Now we can see a new world coming into view. A world in which there is the very real prospect of a new world order. Felt that we needed a new world order. Este partea hard a cedării de suveranitate, dar toți știm că este și un exercițiu soft în ceea ce privește cedarea de suveranitate. Spre exemplu, agenda UE 2020 stabilește standarde pentru educație. Nu-i treaba Uniunii Europene, dar se fac politici mai puțin vizibile, dar care sunt parte a unei cedări de suveranitate pentru un exercițiu soft de la nivel european. Deci s-a accentuat cedarea de suveranitate, dar ea este insuficientă și pașul următor va trebui să-i facem destul de repede. Noua ordine mondială reprezintă o singură religie mondială, control politic și control social. Biblia ne descoperă că toți împărații pământului, liderii religioși și politici vor da puterea lor fiarei pentru o nouă ordine mondială. Biblia spune: toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Va veni ziua când cetățenii în Africa, Europa și America se vor uni, când culturile vor fi una, când vom cânta cu toții aceeași muzică și vom avea cu toții aceeași religie. Always be a place and time where we, people from all over the world, with different cultures and religions, can all come together peacefully. O singură religie mondială. Acest eveniment profetic s-a împlinit în luna octombrie 2020 la Vatican. Toți liderii religioși au semnat pentru o singură religie mondială, Papa fiind liderul spiritual al lumii. Control politic. Biblia spune că femeia este cetatea cea mare și are stăpânire peste împărații pământului. Cu ea au curvit împărații pământului. Guvernele lumii vor fi subordonate unui singur guvern mondial, iar corul cel mic va primi puterea politică de a dirija guvernele lumii pentru binele comun universal. Spirit of fraternity and solidarity, cooperating generously for the common good. Control social. Revista Time, octombrie 2020, cu titlul Marea Resetare pe coperta sa. Pe 22 decembrie 2020, Papa Francisc a scos o carte care avea ca titlu Să visăm pentru o lume mai bună, să resetăm lumea, care în mod foarte deschis anunță Marea Resetare, care urmărește instaurarea unui guvern mondial unic, o nouă ordine mondială care a prins mare avânt după victoria lui Biden la alegerile prezidențiale. The affirmative task we have now is to actually create a new world order. Biblia ne descoperă că profeția se va împlini atunci când corul cel mic va încerca să schimbe legea lui Dumnezeu, impunând o lege duminicală la nivel mondial. Biblia spune: se va încumeta să schimbe vremurile și legea, și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Semnul fiarei îl primesc toți aceia care nu au semnul sau sigilul lui Dumnezeu. Lumea se va împărți în curând în două mari categorii, și anume cei care primesc semnul fiarei și cei care sunt sigilați de Dumnezeu. Poziție neutră, de mijloc,
nu există. Ce sigiliu vei primi atunci depinde de ce poziție ai față de adevăr astăzi. Demn de sublinat este faptul că Dumnezeu îi va sigila numai pe aceia care iubesc adevărul și vor să fie sigilați, în timp ce fiara va impune primirea sigilului prin persecuție și sancțiuni civile și economice. Duminica este ziua cunoscută ca fiind semnul fiarei atunci când va fi obligatorie prin lege. Legea duminicală vine sub forma binelui comun universal, într-o nouă ordine mondială pentru o lume care se află aparent într-o mare criză. Unirea religiilor a avut un mesaj transparent pentru toată lumea. Nimeni nu se poate salva singur. La lecțiune de la recente pandemie, se vogliamo essere onesti, è la consapevolezza di essere una comunità mondiale che naviga sulla stessa barca dove il male di uno va a danno di tutti. Ci siamo ricordati che nessuno si salva da solo, che si ci può salvare unicamente insieme. Acordul de la Paris din 2015 este un acord global ce are ca scop agenda cornului cel mic, Laudato Si. Peste 195 de țări au semnat acordul. And countries around the world, 195 countries signed up for the Paris Agreement and gave their own pledges. It was the first time we'd ever had anything like this. Dar ce legătură ar putea fi între schimbările climatice și religie? Absolut nimic. Dar cum ar fi să reduci emisiile pentru schimbarea climatică, reducând o zi pe săptămână, să conectezi aceasta la o zi de închinare a religiilor, contrare Bibliei, călcând legea lui Dumnezeu, porunca a patra, sabatul? According to a new announcement from the World Health Organization, a vaccine, even if we get one, will not be the end of all of this. It will never end. You can get your injection, they'll make you get it, but you'll still be under arrest. The World Health Organization says that finding a vaccine is not the goal. Reordering society is the goal. Quote, we will not, we cannot go back to the way things were. That's a direct quote from the leader of the World Health Organization, Dr. Tedros, who, by the way, is not really a doctor. Because COVID-19 is not a public health crisis, really, or even a mere virus. According to Tedros, COVID-19 is, in fact, and this may surprise you, COVID-19 is really about global warming. As he puts it, quote, the COVID-19 pandemic has given new impetus to the need to accelerate efforts to respond to climate change. Bet you didn't see that coming. Bill Gates did. He agrees with that wholeheartedly. Earlier this month, Gates posted an essay to his personal website, which you probably haven't seen, arguing that the lesson of the corona pandemic is that the rest of us will have to sacrifice even more to save the earth from warming. Now, for people who are not billionaire global influencers, this is all pretty confusing. Quick, what does the coronavirus have to do with climate change? Franța a expus, de fapt, ce reprezintă acordul de la Paris. Se vorbește despre a interzice munca în ziua de duminică. We got a good bitter tug of war starting today's French newspapers. Close here on set with more. This is the government ban on working on Sundays, isn't it? Flo? That's right. And this Sunday, several home improvement stores decided to brave that ban. And this has caused quite an uproar that's continuing to get a lot of attention here today. Let's take a look at Libération that talks about sacred Sunday. And Libération says having Sunday be a work-free day is an essential part of people's social and family lives. But it's colliding with the labor market and France's competitiveness. So how can you reconcile the two? Libération takes a closer look and says that it is indeed possible to reconcile. Dacă ne uităm la oameni și la istoria omenirii, conflictele și vărsările de sânge care au avut loc în lume, în final, se va conecta cu religia. Biblia spune despre corul cel mic. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt, va asupri pe sfinții celui prea înalt, și se va încumeta să schimbe vremurile și legea, și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme. Agenda papalității, în realitate, cere o lege duminicală prin Laudato Si. Despite pressure from the Roman Catholic Church and unions to mark Sunday as a traditional rest day. Do we really want to live without a Sunday, without a day where we don't work? Many workers nowadays don't have a choice, with all the consequences for their families and their private life at large. Uni Europa, the European Services Workers Union, demands of the new European Parliament and the new European Commission to make a difference, to have legislation that people do not need to work on Sundays. Get involved. Send in your video messages and your picture messages.
Let's keep Sunday special for all of us. Agenda Laudato Si este promovată de Greta. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. Și Leonardo DiCaprio. Tonight, the world is watching. We have gathered here tonight to commit ourselves to these global goals, to build a future. Această agendă este promovată atât de liderii religioși și politici, cât și de vedetele de la Hollywood și va trebui implementată până în anul 2030. 2015 should mark history. The global goals. A 15-year plan. For everyone, everywhere. With no one left behind. With everyone equal before the law. We're all countries and we their people. Work together. In partnerships of all kinds. To make these global goals a reality. For everyone, everywhere. These are the United Nations global goals. For sustainable development. Let's get to work. Let's make it happen. The 2030 agenda was adopted with a pledge to leave no one behind, which include inequality, unemployment, climate change, and misuse of natural resources. Your Holiness, I am very grateful for your exceptional global engagement and strong support for our work in the United Nations, including your memorable visit to the UN headquarters in 2015 as the world reached agreement on the Sustainable Development Goals, our blueprint for a fair globalization. Of course, highlighting the climate emergency through your historic encyclical Laudato Si and so many other vital efforts. Profeția ne descoperă că nu după mult timp, după ce noua ordine mondială va fi instaurată, vor pica cele șapte plăgi finale. Biblia spune: oamenii își vor da sufletul de groază înaintea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ. Căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit. Această profeție urgentă și apocaliptică a prezins în avans 2500 de ani de istorie, ajungând până în zilele noastre. Ne aflăm la picioarele chipului, în anticamera noii ordini mondiale. Putem fi siguri că evenimentul final al acestei profeții va avea loc, la fel ca și restul. Chipul misterios din viziunea lui Nebucanețar reprezintă imperiile profetizate până la prima și a doua revenire a Domnului Isus și este reprezentată de piatra ce distruge chipul din viziunea lui Nebucanețar. Aceste împărății reprezintă timpul pe care Dumnezeu l-a oferit pentru planeta Pământ până la închiderea Harului. Profeția ne descoperă că înainte de revenirea Domnului Isus, lumea noastră se va confrunta cu împărăția Anticristului și noua sa ordine mondială, impunând o închinare falsă. Această lume va vedea în curând că tot ce a fost obținut în libertate și drepturile civile va fi restricționat. Acest sistem va deveni totalitar. Așa cum a fost în Evul Mediu, va fi din nou. Într-o lume ce devine din ce în ce mai periculoasă, speranța cea mai mare este că Iisus ne-a promis că va reveni să ne salveze. Noua ordine mondială, care a fost prezisă cu 2500 de ani înainte, se va încheia cu revenirea glorioasă a Domnului Iisus. Dumnezeu dorește cu disperare ca să fiți și să fim cu toții salvați. De aceea și murit Domnul Iisus în locul dumneavoastră. Vino la Iisus, te iubește enorm. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile Dumnezeu și credința lui Iisus.